Ziua bună, oameni dragi! Uite, suntem în cea de-a treia zi a turneului de sală de la Clubul Ecvestru 163 Plopi, Prejmer, Brașov. Alături de mine o am pe Mădălina Prodan. Mădălina este managerul acestui club Ecvestru și aș vrea să ne spună cam ce s-a întâmplat în aceste două zile și jumătate aici, la Prejmer. Cum au evoluat lucrurile, cum au fost cuplurile, ce premii, dacă s-au dat și cam orientativ care au fost ele. Mădălina, bine te-am regăsit, bine am revenit exact, aici la Prejmer. Bine ați revenit la noi, cu mare bucurie vă primim de fiecare dată. Mulțumim! Astăzi, cum ai spus și tu, este a treia zi de competiții și ultima din această etapă, etapa Winter Tour, prima etapă din acest campionat de iarnă. Ce să vă spun, au fost 125 de cupluri calcăleleți care au luat starturi la această competiție. Destul de mulți pentru campionatul de iarnă. Ne bucurăm foarte mult și așteptăm pe viitor într-un număr mai mare, de ce nu? De fapt, cam oricum și luna trecută, chiar dacă am fost afară, nu am fost în sală, au fost la fel mulțișori ca ei, nu? Cupluri, foarte de fapt. Mulți. Au fost vreo exact. 200 în octombrie, exact. Nu? Exact, foarte, foarte mulți căluți. De la un concurs la altul, avem din ce în ce mai mulți călăreți. Și foarte mulți debutanți, ceea ce ne bucură, ne onorează, dar în același timp ne și obligă să facem lucrurile din ce în ce mai bune. Deci să înțeleg că acest sport este pe un trend ascendent, exact. Nu? Deodată ce de la un turneu la altul avem mai multe cupluri, nu? Exact, exact, exact. Iar pentru noi este o onoare că putem organiza aceste competiții la Prejmer. Noi spunem că sunt unele dintre cele mai frumoase competiții din țară, bineînțeles, trebuie să ne lăudăm și noi. Trebuie. Și cu mare drag vă așteptăm și în decembrie la etapa 2. Este a doua etapă ce se va desfășura din această competiție. În decembrie, de data aceasta, între 13 și 16 decembrie, vom avea 4 zile de competiții. Iar sâmbăta vă așteptăm pe toți, cu mic, cu mare. Sâmbăta va fi o zi deosebită. Vom organiza și un mic concert de colinde la Prejmer. Vor fi competiția se va desfășura cu foarte multe surprize și cu parcursuri mai deosebite, parcursuri mai hasli, parcursuri organizate atât pentru cupluri, bineînțeles, calcălăreți, dar vor fi parcursuri și pentru îngrijitorii de cai, de ce nu și pentru noi organizatorii și chiar pentru proprietarii de cai care vor dori să participe în competiție. Vom avea mici premii deosebite, să animăm un pic lucrurile și să-l așteptăm pe Moș Crăciun. Bineînțeles că o să fie și el prezent la această competiție și va da premiile pentru etapa cu numărul 2. Deci să înțeleg că va fi un concurs sau un turneu cu totul atipic, nu? Exact, exact. Cum nu s-a mai văzut în țara noi de fiecare dată de Crăciun organizăm un concurs un pic diferit. Îl așteptăm pe Moș Crăciun cu tot ce trebuie, cu colinde, cu poezii, de ce nu? El ne dă bomboane și multe alte premii. Atât participanților, cât și celor care sunt prezenți în sală. Ne bucurăm foarte mult în preajma Crăciunului. Este și o lună deosebită, cred că pentru toată lumea. Este o lună în care trebuie să fim mai buni, să dăm dovadă de acest lucru și să avem grijă de cei de lângă noi și să ne bucurăm de prezența tuturor din club și a tuturor oamenilor care ne sunt alături. Și bineînțeles să păstrăm tradiția, nu? Exact, și să foarte important tradiția. Să nu uităm tradițiile. În octombrie, la concursul precedent, am avut premii destul de importante.
Dar acum, la acest turneu de sală, cam care sunt premiile? Orientativ, sau care este marele premiu? Și la acest turneu de sală sunt premii importante, bineînțeles, cum v-am obișnuit, iar marele premiu va fi o Dacia Logan oferită de cei de la Flamicom România. Ne bucurăm foarte mult de susținerea lor și îi mai așteptăm cu mare drag și cu mare bucurie să ne sponsorizeze. Este un premiu foarte important și așteptat de toată lumea. Suntem și noi foarte curioși cine va câștiga acest premiu în luna martie. El se va da la sfârșit, la finală. Zic că e un premiu la finala etapei, exact, la finala Winter Tour-ului. Și câte turnee mai avem? Până la finală mai avem 4 etape. Patru etape, iar finala este a cincea etapă, unde acolo vor fi premii substanțiale, inclusiv această Dacia Logan. Deci să înțeleg că avem în fiecare lună câte un turneu de sală, începând cu această lună? Aproape în fiecare lună. În luna decembrie, cum am mai spus, între 13 și 16 decembrie va fi etapa numărul 2. În luna ianuarie vom avea o mică pauză, în februarie vom avea două competiții, chiar la început de februarie, când este și vacanța copiilor, așa că vă așteptăm cu mic, cu mare, la Prejmer. Iar în martie, la fel, vor fi două etape, la mijlocul lunii martie. Madalina, cum a fost, ce trofee ați câștigat sau cum a fost din punctul vostru de vedere, din punctul de vedere al echipei acestui club ecvestru, cum a fost anul 2018? A fost un an mai bun decât ceilalți sau ce așteptați și de la 2019? Sunt convins că ați avut, eu știu câteva detalii despre 2018 și sunt extrem de încântat să văd o evoluție a acestui club. Exact, exact. Și noi ne bucurăm foarte mult. Avem foarte mulți căluți în această bază sportivă. Avem doi călăreți de curând, de două săptămâni, avem chiar trei călăreți ai clubului care participă pentru noi. În anul 2018 am câștigat premii foarte importante pentru noi. Am câștigat la Cupa de Națiuni din Atena, de exemplu, individual premiul întâi la Grand Prix. Elic, căluțul nostru, împreună cu călărețul Cojocariu Damian, a sărit 1,60. Pentru noi este o înălțime foarte importantă și, într-adevăr, caii noștri au urcat anul ăsta cu 15 cm, ceea ce ne bucură foarte, foarte mult. Bineînțeles, și Cojocariu Costeluș a avut premii foarte importante și a luat locul întâi de data aceasta la Viena. Iată că peste tot pe unde participăm, atât în afara țării, cât și în țară, la Cupa României am avut premii foarte importante și am fost pe podium. La toate finalele care s-au desfășurat în țară, călăreții noștri au fost pe podium. Ne bucurăm de acest lucru, ne bucurăm că avem călăreți foarte buni în club, deși ei sunt foarte tineri, au 23 de ani. Îi susținem cu tot ce putem noi mai mult și suntem alături atât de călăreți cât și de cai. Iar lucrul acesta se vede deoarece de la an la an câștigăm premii din ce în ce mai importante și la marea majoritate a competițiilor suntem pe locul întâi. Și să facem remarca următoare. Dacă ați participat la Atena și la Viena, e clar că v-ați bătut cu țări cu tradiție în acest sport. Exact. Și exact. Voi ați luat premiul întâi, adică totuși să te lupți cu, exact, cu Germania sau cu alte țări, repet, cu Germania, tradiție. Germania, Olanda, da. Într-adevăr, țări cu tradiție, dar iată că și România vine din urmă cu călăreți foarte buni. Foarte bun. Deci România are niște călăreți extraordinari care merită susținuți și de acum încolo sunt convinsă că vom participa la mult mai multe competiții internaționale, de ce nu, la campionate mondiale, acolo dorim să ajungem. Pas cu pas acolo este, veți fi acolo. Exact, targetul nostru, cu siguranță vom ajunge acolo.
Dar până atunci ne bucurăm, cum ai spus tu, pas cu pas, de toate competițiile la care participăm și de rezultate. Bineînțeles că poate nu la toate competițiile sau cu toți căluții vom avea rezultate extraordinare, dar important este că suntem tot timpul în primii cinci. Wow! Ceea ce este o onoare pentru noi și ne mândrim. Ne mândrim cu călăreții, cu caii pe care îi avem și cu clubul care este aici la Prejmer. Da, și asta vreau și eu să spun. Dăm voie să spun că și noi brașovenii ne mândrim cu acest club de echitație care este aici lângă Brașov, care are niște premii foarte importante și bineînțeles ele ajung aici în zona noastră a Brașovului. Dar spune-ne câteva cuvinte pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest sport. Ce înseamnă să te deplasezi cu niște cai până la Atena sau până la Viena? Și din câte știu, la Atena a avut loc în luna august, dacă nu greșesc, exact, nu? O lună exact, foarte călduroasă. Foarte călduroasă. Și cred că nu este foarte ușor, nu pentru nu cai. Nu este foarte ușor nici pentru căluți, nici pentru călăreți. Bineînțeles că avem mașini speciale de transport pentru cai. Iar pe parcursul transportului, de-a lungul transportului, ne oprim. Și prin lege suntem obligați. Cam să câte ne zile oprim faceți cu, până la cu Atena? Cai. Ați făcut, noi nu ne-am grăbit până la Atena. Ne-am oprit, de exemplu, am plecat de la Brașov, am stat o noapte la București, ne-am mai oprit odată la Bulgaria o noapte și ne-am mai oprit și în Grecia o noapte până am ajuns la Atena. Adică am făcut 4 zile, e foarte bine să te oprești, să plimbi cai, să nu te grăbești, pentru că nu rezolvi nimic. E foarte important să ajungi în condiții optime pentru a participa la competiții. Indiferent unde se organizează acestea, trebuie să ne gândim la binele calului. Calul trebuie scos, plimbat, adăpat. E foarte, foarte important. Și atunci cel mai bine, din punctul nostru de vedere, sau cel puțin noi, când plecăm la drum, chiar dacă facem mai multe zile, preferăm să facem mai multe zile până la locația finală și să ajungem cu bine acolo. Gândesc că este un stres și pentru cal, nu? O deplasare de, efectiv, nu știu, mă gândesc că sunt 1000 și mulți exact, de kilometri, exact, nu? Pentru că trebuie să traversați toată Grecia până jos, da, în Atena, e da, clar. Și când odată ajungi și la destinație, fie Atena, fie Viena sau o altă locație din Europa, trebuie acel cal sau acei cai să aibă o perioadă, câteva ore, o zi sau două de relaxare sau să-și revină după un drum acest exact, atât de lung? Exact, e foarte important după un drum lung să-i lăsăm să se odihnească o zi. Când ajungem acolo, îi plimbăm, nu îi scoatem direct la antrenament. Îi plimbăm, îi scoatem un pic la coardă, dar nu începem cum am ajuns să începem antrenamentul. Nu. În ziua respectivă, caii se odihnesc, iar abia de-a doua zi încep antrenamentele pentru competiție. Deci să înțeleg că dacă facem sau putem face o analogie între calul care participă la astfel de competiții și un sportiv, nu, care, eu știu, participă la competiții, pentru că fiecare are o perioadă de exact, refacere, mai ales da, după foarte o competiție și delicată, după nu? Competiție e foarte important atât căluții cât și călăreții să se odihnească. Caii noștri, de exemplu, beneficiază de masaj înainte de fiecare competiție, dar și pe parcursul competiției respective, cât și după terminarea competiției, în momentul în care ajung acasă sau sunt competiții organizate la noi în club, le facem masaj, avem foarte mare grijă de ei. Bineînțeles că și de călăreți avem grijă, și aceștia beneficiază de masaj, e foarte importantă și sănătatea călărețului, deși în România, din câte am observat, acestor sportivi nu li se acordă atenția cuvenită din punct de vedere corporal, să zic așa. Ei au nevoie de kinetoterapie, de masaj. E important la în acest sport
toată musculatura este contractată în timpul săriturilor. Spatele are de suferit, pot exista tasări de vertebre. Dar călăreții noștri beneficiază de masaj când este nevoie de un pic de kinetoterapie, recuperare medicală, de fapt, asta ar fi cuvintele. Partea de recuperare e foarte importantă și pentru cal și pentru călăreți. Din acest motiv, noi ne dorim foarte mult, sperăm să reușim acum, la anul să realizăm și un centru de recuperare medicală pentru cai și, dacă ne ajută Dumnezeu, să facem un centru de recuperare și pentru călăreți. Ei, când vin în acest club, să beneficieze de acest lucru atât cai cât și călăreții. Da, uite, sunt lucruri pe care cei care nu au avut contact cu acest sport, să zicem, sunt lucruri foarte, foarte interesante și importante pe care trebuie să le știm. Exact, exact. Sunt lucruri foarte importante. Din acest motiv, noi am invitat facultatea de aici, din Brașov, de recuperare medicală, să participe cu studenții la competițiile noastre și să vadă exact ce înseamnă și acest sport. Să acordăm atenție din punct de vedere medical și al recuperării medicale și acestui sport. O să vedeți că de la competițiile următoare vom avea studenți care vor face practică la noi în club pentru recuperare medicală. Și atunci avem posibilitatea să ajutăm și călăreții din acest punct de vedere și, de ce nu, pe viitor poate o să avem mai mulți kinetoterapeuți lângă noi, specializați, și să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor, să fie prezenți în club, să facă masaj călăreților. Bineînțeles că masajul se poate adapta foarte ușor și calului. Într-adevăr, la noi în România nu sunt cursuri specializate de masaj pentru cai. Ele se regăsesc mai mult în afara țării. În Italia se fac foarte multe cursuri, în Germania, în Olanda, dar poate încet, încet, dintre kinetoterapeuții de fapt kinetoterapeuții care vor ieși de pe băncile facultății, poate se vor redirecționa și vor veni și pe partea aceasta de recuperare și, de ce nu, și cei care sunt studenți la Facultatea de Medicină Veterinară. Și ei pot face masaj căluților și vor acorda cu siguranță de acum încolo mai multă importanță și acestui sport. Noi avem aici în Brașov o astfel de facultate? Nu, în Brașov nu avem această facultate de medicină veterinară, este? La Cluj. Sau București, la Cluj, da, Bucureștiul, dar noi cu mare drag îi așteptăm, dacă vor să facă practică în curtea noastră, sunt bineveniți. Ce există la Prejmer, într-adevăr, este un liceu cu specific veterinar, să zic așa, liceul de aici, din Prejmer. Noi avem foarte mulți liceeni care vin la noi și ne ajută. Fac practică? Și fac practică aici. Da, mai ales la competiții. Data viitoare le putem lua un interviu și lor. La competiții ei sunt prezenți și ne ajută foarte, foarte, foarte mult. Tot timpul sunt pe lângă medicul veterinar de la competiție, pun întrebări, merg să vadă căluții. La noi, de exemplu, în grajdă, tura aceasta ne-au ajutat foarte mult să le facem masaj cailor și să le împletim coama. Un lucru foarte important, ei sunt de mare ajutor. Deci oricine dorește să fie voluntar, e binevenit. E foarte mult de muncă, chiar dacă o persoană împletește, de exemplu, numai coama la un căluț. Pentru noi e important, se pierd minute bune acolo și orice ajutor este binevenit.
Apropo de medic veterinar, să-i mulțumim și medicului veterinar care este prezent la această competiție, Tiberiu Ciobotaru. Este și șef de pistă și, și medic exact, veterinar. Da. Și călăreț, dacă nu greșesc. Și călăreț, da. Da. La momentul de față, el este șef de pistă la noi în curte. În momentul în care este șef de pistă, nu călărește, pentru că îi răpește foarte mult, foarte mult timp realizarea parcursurilor, dar și el călărește și a călărit, a fost prezent la Cupa României, la foarte multe competiții, de fapt, de aici, din Prejmer. Am discutat cu el și pasiunea lui a fost atât de mare încât și-a dorit să facă această meserie, să zicem, de medic veterinar, dar mi-a spus că el este nișat doar pe cai. Deci exact. El este medic veterinar doar pe cai, 100%. Nu tratează alt animal decât calul. Exact. Atât de mare a fost pasiunea lui și plăcerea. Ce-i drept în momentul în care intri în lumea asta frumoasă, în lumea cailor, te molipsești. Și nu mai vezi altceva. Dăm voie să-ți spun sau să-ți dau dreptate. Și de ce? Pentru că noi, televiziunea Iubim Brașovul, am fost prezenți și în octombrie. Și de atunci vă spun extrem de sincer că mi-a plăcut atât de tare și așteptam, o sunam Mădălina, când e următorul turneu? Da. În noiembrie. Așteptam weekend de weekend să venim din nou aici și să vedem iarăși cuplurile cât de frumos evoluează. Da, și noi așteptăm, așa cum cred că așteaptă foarte mulți dintre dumneavoastră telespectatori, așteptăm cu nerăbdare competițiile, deoarece o competiție dă suflet acestui loc. Acest loc plin de viață, când este plin cu cai, călăreți, vizitatori, e minunat când curtea e plină și peste tot e forfotă. E minunat, e minunat. Mădălina Prodan, îți mulțumesc foarte frumos că ne-ai fost din nou alături. Mai avem 2 ore din concurs aproximativ și îți propun și ție și colegilor de la televiziune Iubim Brașovul să mergem din nou în manej, nu greșesc, nu? Exact, în manej, așa este. Să vedem din nou cuplurile cum evoluează și să fim prezenți la finalul acestui turneu, să vedem premierea și să îi felicităm pe cei care au participat. Exact, da, așa este. Mai sunt câteva ore, mergem să-i susținem în continuare și vă așteptăm cu mare drag și în decembrie. Între 13 și? Între 13 și 16. Decembrie la Prejmer, la Clubul Ecvestru 163 Plopi. Toată lumea este binevenită, cu voie bună, sperăm cu soare. Da, cu siguranță va fi. Vă așteptăm cu mare drag și cu mare bucurie. Mulțumim pentru invitație, mulțumim că ne-ați primit în familia voastră, în familia aceasta minunată a Clubului Ecvestru 163 Plopi. Noi, televiziunea Iubim Brașovul, vom fi prezenți și în decembrie, așa cum a spus și Mădălina. Suntem onorați că vom participa și la următorul turneu de sală. Până atunci, haideți să revenim alături de cupluri, să vedem cum evoluează și să îi premiem și noi cu aplauze măcar.